Domnule primar, nu ați candidat întâmplător la primăria orașului Budești. V-a motivat ceva? Mai mulți budeșteni din localitățile apropiate întreabă: este greu să fii primar? Din ce se compune viața unui primar? Activitățile lui sunt grele, sunt ușoare? Cum le apreciați? Să știți că până să vin aici mi s-a părut primăria foarte ușoară. Dar să ții piept cu o localitate și mai ales cum am preluat eu primăria cu datorii foarte mari, e foarte greu. În primul rând, ca primar trebuie să fii 24 din 24 alături de cetățean, plouă, ninge, zăpadă, noroi, calamități naturale, trebuie să fii în picioare în fiecare oră, să fii alături de cetățean. E foarte greu, vă spun sincer, eu am luat-o ca pe o joacă, dar nu este, e în privat, era altceva. În privat te trezeai când vroiai, mâncai când vroiai, unde vroiai, acum nu, trebuie să fii la 8 la program, la 4 jumate, da? De la 4 jumate în sus fac muncă de teren și domnul viceprimar. Să știți că e foarte dificil. Munca, această muncă pe care eu m-am încamat ca să o duc la bun sfârșit, nu e deloc ușor. E foarte greu. Și mai ales cu datoriile care le avem sau care le-am avut. Mulțumim Dumnezeu că am scăpat în proporție 20% din ele. Am ajuns cu salariile la zi. Lumea este foarte mulțumită, practic, salarii de angajați pe primărie. Cu câțiva muncitori ne facem toate treburile care le avem. Săptămâna trecută am terminat școala de la Gruiu, fațada tot, doar în școala, doar a dat materiale, nu mi-a venit cu mâna de lucru. Săptămâna viitoare ne apucăm și de școala de la Prozi. Le facem cu forțe proprii ale noastre, ale primăriei, vreau să vă spun. Ce echipă ați găsit, domnule primar, aici la Budești, dacă ați reorganizat activitatea într-un anume fel? Da, bineînțeles, am reorganizat activitatea. Vreau să vă spun că sunt oameni deosebiți aici în primărie. Bine, dacă și primarul e deosebit, vă dați seama că... Îi puneți la muncă, înțelegem. Foarte mult, să știți. În primul rând, avem muncă de teren pentru încasări. Împreună și cu viceprimarul și cu mine, mergem pe teren, vorbim cu lumea, discutăm cu lumea. Au crescut încasările, am auzit. Da, de la 12% am ajuns la 55% venituri. Vă dați seama că la anul s-ar putea să primim niște și mai mult din sume defalcate de TVA. Pentru că și astea se dau în funcție de veniturile pe care noi le avem aici la primărie. Eu vreau să vă spun că le mulțumesc cetățenilor din Budești pentru că au avut încredere în mine, au încredere în mine. Nu s-au supărat că merg să le cer taxe și impozite, pentru că este adevărat, ei așa au fost obișnuiți de aproape 30 de ani de zile să mă plătească aproape nimic. Dar vedeți și noastră, vine Ridexul, trebuie să dăm bani, da? Vine Enelul, trebuie să dăm bani. Bani la școală trebuie să dăm, bani peste tot la curățenie și vă spun sincer. Și banii se reîntorc la ei, la cetățeni? Da, bineînțeles. Vă dați seama că o parte se întorc la ei, o parte se întorc la noi, o parte se duc la bugetul consolidat al statului. Sunt foarte multe... Sunt servicii unde ați muncit, domnule primar, și nu e numai gunoiul. Am văzut treceri de pietoni, am văzut semaforizări la dumneavoastră, curățenie, da. Toaletarea arborilor. Da, da, am făcut, domnul viceprimar, se ocupă de toaletarea pomilor. Cum se comportă un doctor, un medic aici ca viceprimar la dumneavoastră la Budești? Vreau să vă spun că e un om extraordinar, excepțional. Și un foarte bun organizator. Dacă a fost directorul amator de la Glina, Ulmeni, directorul fabricii de carne pe București, directorul complexului Unirea, vă dați seama că e un extraordinar. Deci eu dacă plec în concediu, vă dau cuvântul meu de onoare, plec așa, adică nu am nicio reținere să nu plec câteva zile, pentru că aici am o echipă puternică. Aveți încredere în oameni? Foarte mult. Foarte mare am, să știți. Sunt oameni deosebiți, mai ales cu... Avem o persoană care se ocupă de impozite și taxe. Impozitele și taxele am trecut în subordinea vicelui primar. Vreau să vă spun că acolo nu se trece nimic până nu se plătește. Și plus de asta, o avem pe doamna secretară generală, doamna Sima, care îi mulțumesc pe această cale. O avem pe domnul Ilie Fănel, care este un om deosebit. O avem pe domnul Tudorache, care îl avem la achiziții publice. Vreau să vă spun că am venit cu echipă nouă. N-am dat afară pe nimeni. Că nu e normal să dai afară pe cineva, că știți că de regulă angajații din primărie sunt cu primarul în funcție până la urma urmei, că aici la noi a fost instaurată dictatură. Vreau să vă spun că s-a lucrat sub presiune, nu. De cum sunt eu primar, puteți să mergeți să luați și la câțiva colegi sau să întrebați câteva cuvinte, nu. În afară de faptul că m-am rățuit,
E adevărat, la început, la dânsii, până a fost plecarea bună, nu, vreau să vă spun că oamenii își fac treaba. Pe această cale le mulțumesc. Domnule primar, văd ceva la noastră pe masă. Nu văd pe masa multor primari icoana. Și mai aveți jos aici... Da, și Biblia. Biblia și atenție, Constituția României. De ce, domnule primar? Credeți în Dumnezeu și în legi. Eu sunt foarte credincios, vreau să vă spun că eu am avut o problemă foarte delicată, foarte gravă, practic. Știți că mie mi-a murit soția acum aproape 4 ani jumate și nu, eu sunt credincios de când m-am născut, practic de când m-am mărit. Deci, cred în Dumnezeu, în Maica Domnului, vă dați seama, cred în... Bine, domnule primar, mulțumim pentru interviu. Și eu vă mulțumesc.